Așa ceva nu am mai pățit. De 8 martie am prins-o pe doamna Vera la tăiet păsări. Harnici oamenii din Cociulea, și să mai vorbim. Noi vă felicităm că aveți așa copii și așa flori frumoase în mână. La mulți ani! Mami, fii sănătoase, toți și Mihai și fetele mamei, cu 8 martie, mama vă felicită și știți cum tot timpul cu zâmbetul pe față și frumoase și cum sunteți. Și la anul și la mulți ani. Mama vă cuprinde și vă sărut frumos. Cine mă poartă în gând, numai mama, cine mă așteaptă oricând, numai mama, cine mă iartă oricum, numai mama știe cum. Vă spunem bună ziua, doamnă Vera! Dumneavoastră sunteți! Știm prea bine că astăzi este o sărbătoare extraordinar de importantă. Este o zi frumoasă pentru toate doamnele din această lume, pentru toate mamele, pentru toate bunicile. Și iată că a venit și rândul dumneavoastră, am ajuns cu voie bună, cu dispoziție și cu un buchețel frumos de la Lele, să vă felicităm cu 8 martie și să vă spunem că sunteți cea mai bună mamă din lume și să vă oferim aplauze. Haideți să o aplaudăm pe doamna Vera. Doamna Vera este superbă. Doamna Vera este din nota 10 cu plus. O mamă, o bunică, o soție și lista poate continua. Pur și simplu, o doamnă minunată. Cum vă simțiți astăzi, doamna Vera? Te-ai păsări până acum și acum. Surpriză. Surpriză peste surpriză. Iau ce bine. Este cel mai interesant așa, că nu vă prindem în momente de genul. Dar dacă știați, era să reacționați așa. Doamnă Vera, fie ca dumneavoastră împreună cu familia să fiți fericiți, să fiți sănătoși, să vă atingeți toate scopurile, cu siguranță aveți, să vă vedeți copiii și nepoții sănătoși, frumoși, realizați din ce în ce mai mult și acasă să vedeți, de ce nu? Pentru că toate drumurile până la urmă duc acasă, toate drumurile până la urmă duc la Cociulia. Așa că a spus și dumneavoastră Mihai, așa ne-a spus pe puțica dumneavoastră Melissa și Nora pe nume. Nicoleta. Dorina. 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 Nicoleta e prima. Dorina. Dorina. Iată așa, doamna Vera, anii trec, dar dumneavoastră rămâneți la fel de frumoasă și spunem noi, și nu ne contradiceți, vă rog, tânăr rămâneți, țineți-o tot așa, zâmbiți cât mai des, munciți, veseliți-vă, trăiți-vă viața din plin, pentru că cineva spune că e lungă, dar de fapt viața este scurtă și trebuie să reușim să facem tot ce ne-am pus în plan. Până mâine este mult, așa că astăzi, oamenii care sunteți aici, beți câte un pahar de șampanie sau de vin, în cinstea copilor dumneavoastră și în cinstea a 8 martie. Puneți și o găină pe tigaie, dacă tot le-a stăiet. E post! E post! E, nu știu, dar coșiți-o pâine dacă e post. Doamna Vera, noi ne bucurăm că vă vedem așa și până la urmă am descoperit trebuie care este persoana care trebuie să primească acest buchețel de la Lele, roz, pentru că dumneavoastră ar trebui să aveți o viață roz, de astăzi înainte. Acesta este pentru dumneavoastră și avem aici, evident, că și un mesaj de felicitare. Mamă dragă și bunicuță, zâmbește, te rog, înainte de a asculta acest mesaj. Fie ca tot ce te întristează să dispară din viața ta, fie ca tot ce te încălzește și te bucură să nu te părăsească. Fie ca iubirea să se adăpostească în inima ta, în inima lui tata, în inima tuturor celor care te înconjoară. Felicitări cu ocazia zilei de 8 martie, iar noi îți spunem la mulți ani și felicitări! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
să trăiesc nu doar dumneavoastră, dar și doamnele care sunt aici. Cuscrele. Să vă întâlnesc cât mai des, că nu sunteți departe și cu atât mai mult aproape ca relație, sunteți rude deja. Noi vă felicităm încă o dată și în continuare vă rugăm ca dumneavoastră să vă dați la cameră și să le transmiteți lui Mihai, Dorinei și Melisei câteva cuvinte. Hai, vă rog! Spune și sănătoase! Mami, și sănătoase! Toți și Mihai și fetele mamei cu 8 mart, mama vă felicită și știți numai tot timpul cu zâmbetul pe față și frumoasă și cum sunteți. Și la anul și la mulți ani. Mama vă cuprinde și vă sărut frumos. Mulțumim frumos! În acest buchet nu întâlniți doar la lele roz, nu doar o felicitare, dar și săruturi, dar și îmbrățișeri de la cei pe care nu i-ați văzut de cât timp? O lună, dar o lună pentru mamă ce înseamnă? Anul! Felicitări încă o dată și acum vă rog să ascultați melodia noastră despre mamă. Credem noi că cea mai emoționată. Ascultați, vă rog frumos, versurile, parcă sunt scrise special pentru dumneavoastră, dar și pentru celelalte doamne de aici, pentru cuscrele. Vă rog să zâmbiți și așa cum sunteți, îmbrăcați, la tăiet, păi să vă facem fotografii, de ce nu? Cine mă poartă în gând, numai mama, cine mă așteaptă oricând, numai mama, cine mă iartă oricum, numai mama știe. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.